și pe pământ, că s-a născut Domnul Sfânt. Astăzi s-a născut, El este de la început, toate s-au făcut prin El, pe pământ și sus în cer. Toate s-au făcut prin El, pe pământ și sus în cer. El așa s-a hotărât să trăiască, pe noi să ne izbăvească. Mulțumim, Iisus iubit, că pe noi ne-ai mântuit. Mulțumim, Iisus drag, că de noi te-ai îndurat. Mulțumim, Iisus drag, viața pentru noi, ca pe veci să fim ai săi. Pe noi ne-a răscumpărat prin sângele sfânt vărsat. Cu Tatăl ne-a împăcat, fie în veci glorificat. Iisus singura speranță, ca noi să primim viață. Adam a fost înșelat, de Domnul nou ascultat, de Domnul nou ascultat, din rai a fost alungat. Domnul nostru Iisus iubit, de sus din cer creștine, ce-a făcut El pentru tine, și-a dat viața pentru noi, ca pe veci să fim ai săi. Și-a dat viața pentru noi, ca să fim copiii săi. Domnul nostru Iisus Hristos, El este viața lui ne-am predat, noi îl așteptăm pe El să ne ducă sus în cer. El ne-a duce sus în cer și vom fi pe veci cu El. Te așteptăm, Iisuse drag, noi te așteptăm să vii, să ne duci, Iisus iubit, cu tine în veșnicii. Dă-ne din puterea ta, când vii să putem zbura. Te așteaptă biserica, te așteaptă mireasa ta, ca să vii să ne
slăvile cerești. Vino, Doamne, și ne ia acolo în slava ta. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. După cum Ian și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor mai înainta. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor.